Și acum să vedem pentru ziua de duminică, 25 iulie, zi în care Mercur face aspectul de opoziție cu Pluto retrograd, care este energia zilei folosind o singură carte de tarot. Aici avem 9 de bâte. În această zi de duminică trebuie să-ți găsești forța interioară, trebuie să găsești puterea să te protejezi pe tine și să-i protejezi pe cei dragi ție. Această carte are puțin conotații mai negative, în sensul că energia nu curge foarte ușor. Aici trebuie cumva să participi activ foarte mult, să te protejezi foarte mult energetic. E posibil să ai parte de atacuri energetice, e posibil să ai parte de atacuri verbale, e posibil să întâlnești pur și simplu niște oameni mai agresivi astăzi. Așa că această carte vine și te anunță din timp să începi ziua de duminică calm, relaxat, centrat, știind că toată răutatea aceasta din exterior nu te poate atinge și nu îți poate face niciun rău fizic. Și atunci când pleci la drum cu această mentalitate, o să reușești să navighezi mai ușor suișurile și coborâșurile pe care viața o să ți le pună în cale în această zi. Cheia succesului va fi să ai grijă, să te protejezi, să fii precaut, să acționezi cu precauție, nu depăși limita de viteză, nu parca în locuri în care nu ai voie să parchezi, asigură-te că faci lucrurile ca la carte și atunci nu are cum să ți se întâmple nimic rău. Dacă ți-a plăcut mesajul zilnic și vrei să vezi ce te așteaptă pentru toată luna iulie sau pentru toată luna august, te aștept pe canalul meu de YouTube, unde am pregătit pentru tine și etalări lunare pe zodii și o grămadă de alte surprize plăcute. Îți mulțumesc că ai stat cu mine până la final. Pa, pa!